În copilărie am visat la multe lucruri. Visam să ajung un sportiv mare. Deși tata îmi spunea acasă mereu să mă apuc de un sport. Am făcut, cred că în jur de 2 ani, handbal. De la handbal am sărit în barca de canotaj și acolo am rămas până în momentul de azi. Cel mai mult mă motivează să fiu primul tot timpul. Îmi place să fiu acolo în concurență, îmi place cel mai mult. Cred că asta mă motivează cel mai mult. Să fiu primul și să dau tot ce mai bun. Prima mea victorie la canotaj a fost campionatul mondial din 2016, unde am câștigat aurul. Am avut cele mai multe emoții și bucurii și senzații simțite vreodată. Eram un copil, aveam 16 ani în vremea aceea. Venirea lui Antonio la lot a fost cu siguranță o schimbare în canotajul românesc, mai ales pentru cel masculin. El ne-a schimbat, cred că cel mai mult psihic, ne-a schimbat mentalitatea și cred că de asta și reușim să scoatem aceste rezultate deosebite. Pregătim un concurs cu foarte multă dorință. Ne gândim ca să facem totul perfect sau să greșim la antrenament ca să nu greșim la curse. După Cupa Mondială din 2018 de la Linz, unde am reușit să venim după o forță mondială, Australia, care se impunea tot timpul cu rezultate foarte bune, de acolo am prins încredere în noi și am reușit să scoatem rezultate de excepție. Cred că cea mai frumoasă amintire a fost că am câștigat campionatul european din 2018 la Glasgow. În 2018 declaram că o să luăm aurul la europenele de canotaj după ce câștigasem campionatul mondial de tineret. O săptămână înainte, cu siguranță, campionatul mondial de la tineret ne-a dat încredere foarte mult, plus antrenamentele care le aveam înainte. Eram încrezător în noi și știam că o să putem să luăm aurul. Am avut două concursuri foarte bune, să zic așa. Am avut campionatul european din 2018 de la Glasgow și campionatul mondial unde am venit pe 2 la Linz în 2019. Oarecum la Linz am fost o barcă surpriză, deoarece la campionatele europene din 2019 nu am reușit să aducem un rezultat foarte bun. Și de asta probabil a fost și o surpriză plăcută. Pentru mine, faptul că nu s-a desfășurat anul trecut Jocurile Olimpice de la Tokyo este un, să zic așa, un avantaj, deoarece suntem tineri și am acumulat și mai multă experiență, și mai multă forță, și mai multă încredere. Anul acesta am reușit să scoatem un rezultat foarte bun la campionatele europene. Siguranță vom face un lucru bun și la Olimpiadă. Obiectivul meu personal este să iau o medalie la Jocurile Olimpice și, dacă se poate, să fie de aur. Tot timpul imaginez cumva când trag antrenamentele foarte grele de R1, să zic așa, că sunt la Tokyo și mă lupt cu adversarii. Mă vizualizez la Tokyo că o să fiu pe podium, cu siguranță. Într-un echipaj ar trebui să ne unim atât de bine încât să fim un singur om cu aceeași gândire și aceeași proiecție spre un concurs. La Tokyo o să fim toți pentru unul și unul pentru toți, pentru a reuși să luăm o medalie de aur.